La finele săptămânii trecute, în mediul virtual au apărut informații legate de proiectul noului stadion din municipiul Hunedoara. La solicitarea 1TV, primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a venit cu precizări oficiale, o parte dintre acestea contrazicând ce a apărut în mediul virtual, mai ales pe cele privitoare la macheta stadionului. Dan Bobouțanu a precizat că s-a depus un studiu de fezabilitate care are nevoie de 4 aprobări interministeriale și mai apoi de o hotărâre de guvern pe care speră să le obțină în acest an. Care este stadiul stadionului? Am văzut pe mediul online ceva proiecte. Seamănă cu ce e acolo sau va fi altceva? Este ceva asemănător, dar nu. Probabil că e copiat o coză mai veche. Într-adevăr, studiul de fezabilitate a fost depus la Compania Națională de Investiții în urmă cu o săptămână. Mai sunt câteva lucruri de corectat. El nou este finalizat. Recepția se face de către Compania Națională de Investiții. În momentul în care va fi recepționat, va trebui să treacă prin 4 comisii interministeriale. Asta înseamnă 2 aprobări din partea CNI-ului cu susținerea arhitectului și a proiectantului care a făcut studiul de fezabilitate și alte 2 comisii interministeriale la Ministerul Dezvoltării. După ce va trece de cele 4 comisii interministeriale, noi presupunem că anul acesta vor avea loc aceste comisii, abia atunci va intra sub forma unui proiect într-o hotărâre de guvern. Noul stadion, care se dorește a fi ridicat în municipiul Hunedoara prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, va avea 10.500 de locuri dispuse pe 2 inele, parcare subterană, 2 căi de acces rutier, mai multe zone pietonale și toate facilitățile unei astfel de construcții la standardele actuale. Valoarea totală a investiției este în jur de 50 de milioane de euro, iar primarul Hunedoarei crede că toți pașii administrativi ce trebuie parcurși până la începerea efectivă a construcției vor dura până în 2024. Suma este mare, vorbim de peste 45 de milioane de euro cât va costa acest stadion cu toată infrastructura necesară. Este nevoie de o hotărâre de guvern. Doar în momentul în care vom avea hotărârea de guvern putem spune că acest proiect va intra în licitația de proiectare tehnică, deci detaliile, plus execuția. Din ceea ce am socotit împreună cu directorul general al Companiei Naționale de Investiții ca și termen, credem că toată procedura va fi îndeplinită pe parcursul anului 2022-2023 și undeva și 2024. Primarul Hunedoarei a dat exemplul stadionului Steaua, unde procesul de aprobări și verificări a durat vreo 3 ani. Interesant este faptul că lucrările efective durează cam jumătate din procedura birocratică, iar primarul Dan Bobouțanu estimează că lucrările la stadion ar putea începe în 2025 dacă nu vor fi contestații sau alte obstacole care se întâlnesc în România în astfel de situații. Știu că multă lume spune de ce durează atât de mult documentația și aprobările. Ei bine, și la stadionul Steaua, peste 3 ani de zile au durat aprobările, documentațiile, verificările. În general, documentațiile durează mai mult decât execuția. Execuția este dusă undeva la un an și jumătate, un an și 9 luni de zile. Cred că în 2025 am putea spune că vom începe construcția acestui stadion. Dacă nu apar, așa cum apar de obicei în România, contestații și așa mai departe. Noul stadion va fi ridicat pe amplasamentul actualei arene fotbalistice hunedorene. Cheltuielile de demolare a vechiului stadion vor fi suportate de Primăria Municipiului Hunedoara și Consiliul Județean.